Proiectul Corelarea Învățării pentru Viață cu Integrarea Socioeducativă este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în Oameni. Bine v-am găsit, stimați telespectatori, sunt Mircea Voicu. Ca de fiecare dată în ultima perioadă am încercat ca măcar o dată pe săptămână să aduc în fața dumneavoastră o temă de importanță, spun eu, pentru toți. Este vorba despre educație. Săptămânile trecute am avut invitați directori ai școlilor în care s-a oprit caravana Civis, despre care am tot vorbit și pe care am tot prezentat-o. Și am încercat să aduc în fața dumneavoastră exemple și rezultate bune pe care le obține învățământul românesc. Am încercat să aduc în fața dumneavoastră povești ale unor cadre didactice care se dedică acestei vocații și am încercat să aduc în fața dumneavoastră de asemenea exemple de oameni care au înțeles și au conștientizat importanța școlii în societatea contemporană. Ediția de astăzi nu cred că se diferențiază foarte mult de celelalte, doar că de această dată am alături de mine doi invitați special, pot spune eu. Este vorba despre domnul Liviu Costandache, coordonator tehnic al proiectului Civis. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit și eu! Și despre domnul Ioan Negrilă, director al Școlii Generale numărul 2 Făgăraș. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit și eu! Pentru că aș vrea să folosesc la maximum timpul pe care îl avem la dispoziție înainte de a intra în legătură directă cu TV Neptun, alături de colegii noștri care vor prelua la un moment dat ștafeta acestei emisiuni, aș dori să, cum spuneam, să folosesc la maximum timpul pe care îl avem la dispoziție și să-l întreb pe domnul Costandache ce ne puteți spune despre momentul în care s-a născut acest proiect Civis și, bineînțeles, despre necesitatea lui pentru societatea românească. Momentul în care s-a născut acest proiect este, să zic așa, iulie 2013, ca și perioadă în timp. Cum s-a născut? S-a născut dintr-o nevoie și dintr-o încercare de a construi o abordare altfel. Noi întotdeauna am văzut școala ca fiind parte integrantă a comunității. Nu poți să pui o școală și să comunitatea să spună avem școală, trimitem copiii la școală, dar cei de acolo cu treaba lor, noi comunitate cu treaba noastră. Și atunci ne-am gândit pe baza unei problematici, să spunem așa, abandonului școlar, pe baza unei oportunități, ceea ce erau proiectele acelea pe fonduri structurale, cum combinăm oportunitatea cu problematica astfel încât să construim un proiect viabil. În această idee, pentru că ne trebuiau două județe, s-a găsit această fraternitate între Brașov și Galați de a construi acest proiect Civis. În Brașov au fost selectate 8 școli unde aveam această problemă în comunitatea respectivă, problema abandonului școlar, la fel și în Galați. Au fost construite 2 centre de resurse care să coordoneze într-un fel cele 8 școli din fiecare județ. Ne-am gândit la o structură de organizare astfel încât să se degreveze puțin modul în care se întâmplau lucrurile. Când era o problemă undeva într-o școală, problema se ducea la ISJ și de la ISJ trebuia să aștepți un răspuns la problema ta. Și atunci noi am construit un conceptul de CASE, Centre de Asistență Socioeducațională. Am introdus ideea de tutor de comunitate, astfel încât acești oameni, cei din case și cu tutorii, să cunoască foarte bine ce se întâmplă în comunitatea lor, să știe să explice comunității că în acea comunitate există un centru, există o școală, că pot veni la școală, că lucrurile se vor face altfel. A căzut greul pe acest om, tutorul care, din comunitate, care trebuia să explice celor din afară de ce e nevoie de școală. Pentru că noi, de fapt, ideea a fost așa, școala deschide o punte și invită să treacă puntea pe cei care au nevoie de acest lucru. De obicei, multe lucruri rămâneau la ideea de noi am făcut un afiș și am pus pe afiș că aici facem școală și cine vine bine, cine nu, asta este. Am vrut să trecem de această abordare și să mergem acolo unde e nevoia, să atragem oamenii să vină în această școală, să convingem, și domnul director să mă confirme sau nu, să convingem profesorii că a preda în ADŞ, cum e termenul, a doua șansă,
Este o oportunitate inclusiv pentru ei, pentru că, se spune, salariile sunt mici și așa mai departe. Dar asta este o oportunitate inclusiv pentru profesori de a mai câștiga ceva, făcând ceea ce știu să facă. Nemergând la cules căpșuni în Spania, de exemplu, și rămânem fără profesori. Da, există oportunitatea să atragem către școli fonduri. Atâta putem să facem. Inclusiv acest lucru l-am făcut. Și este un proiect foarte greu, pentru că sunt implicați peste 80 și ceva de oameni angajați în acest proiect. Și nu e ușor să gestionezi o structură cu atâția angajați. Și asta a fost ideea acestui proiect, să aducem, să legăm, de fapt, școala de comunitate. Și cum îmbinăm acest lucru? Inclusiv prin aceste caravane în care se merge pe teren, se pun oamenii la masă și acolo se discută problema. Și când se discută problema la o masă, oamenii întotdeauna vor găsi soluția. Dacă vor discuta fiecare în cerculețul lui, s-ar putea să nu găsim întotdeauna soluția potrivită. Când ne așezăm toți, găsim. Ce aș dori să vă întreb, oare până în acest moment exista, să spunem, o comunicare oarecum deficitară între școală și comunitate sau școală și alți factori implicați în viața comunității? Dumneavoastră, ce credeți? Eu cred că întotdeauna a existat această ruptură, pentru că suntem atât de ocupați, fiecare își vede de treaba lui. După ce îți faci treaba, ești obosit, ți-ai dat copilul la școală, ai pretenția, cum era pe vremuri, să mi-l facă, îi duce școala, dar ai uitat de aia 7 ani ai tăi de acasă, datoria ta de părinte, ai uitat că trebuie să fii, n-ai timp, trebuie să fii, ești ocupat să aduci resurse pentru copil și n-ai timp de el, n-ai timp să stai cu copilul, să vezi ce nevoie are, l-ai trimis la școală, să ți-l dea școala după 12 ani, să ți-l dea gata pregătit. De asta mulți abandonează școala, pentru că nici familia nu este lângă copil atunci când el are nevoie, nu știe când copilul are nevoie de el, nu comunică cu școala foarte bine, iar oamenii din școală și ei așteaptă această legătură cu comunitatea, așteaptă să fie apreciați de comunitate, pentru că fac treburi și fac treburi excepționale, nu e ușor. Să ții 30 de copii la clasă, nu e ușor. Iar lucru cu adulții, cu ce facem noi în acest proiect, este cu atât mai greu. Însă avem satisfacția că foarte mulți din acești adulți care vin la școală tratează educația și profesorul, de fapt, tratează mult mai mult respect decât tratează cei care urmează acum cursurile. Acei naturali, ca să zicem așa. Și asta ne-o poate confirma domnul director, dacă e așa. Eu poate zic, eu nu mai predau de mult, dar dânsul o face. O să îl rog și pe domnul director să ne povestească, să ne împărtășească din experiențele în cadrul programului A doua șansă, după ce o să rog pe colegii mei să ne pregătească materialul. Proiectul Corelarea Învățării pentru Viață cu Integrarea Socioeducativă este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în Oameni. Școala Ovid Densușianu este una dintre instituțiile de învățământ din județ care organizează cursuri în cadrul programului A doua șansă. Acest proiect își propune să întoarcă pe băncile școlii pentru finalizarea studiilor membrii ai comunității care din motive sociale au trebuit să o abandoneze. Inițiativa s-a bucurat de un adevărat succes, fapt demonstrat de numărul mare de înscriși în această primă etapă, și pentru cadrele didactice implicarea în cadrul acestor cursuri a reprezentat o provocare. A fost o experiență minunată și din care am învățat foarte multe. Lucru cu persoane care au depășit o anumită vârstă, care chiar sunt mai în vârstă decât noi, cadrele didactice, este o experiență deosebită. Poți să comunici la un alt nivel, poți să discuți pe lângă partea de programă și lucruri la nivel de viață personală, de experiență personală, de felul în care gândesc acești cursanți, acești oameni, de felul în care pun ei problemele și cum văd viața din perspectiva unui om care nu a terminat școala și vrea să o continue pentru a găsi și a avea un loc de muncă.
Eu predând în limba engleză, vă pot spune că această utilizare a limbii engleze se regăsește acum în folosirea calculatorului, în accesarea internetului, în căutarea de informații în spațiu virtual și atunci, sigur că doar vorbind despre acest lucru și nepunându-l în practică, este ușor dificil pentru cursanți să înțeleagă utilitatea predării limbii engleze. Dar am încercat, în măsura posibilităților, să le prezint cât de importantă este însușirea limbii engleze, folosindu-mă de planșe, folosindu-mă de imagini, de poze, arătându-le cam pe unde pot să călătorească și să încercăm să aducem ușor-ușor partea practică în predarea limbii engleze și în condițiile acestea la clasă. La dezbaterea din cadrul proiectului Civis, care a avut loc la Școala Făgărășană, au participat și cursanți care au ținut să își împărtășească experiențele. Cum vi se par cursurile? Foarte ok, foarte bune. Primul rând, comunicarea. Domnii profesori știe să comunice și asta face mult. Știe să ne explice niște lucruri care nu le știam. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce ar mai trebui îmbunătățit? Sau există locuri unde s-ar mai putea lucra în cadrul acestui program? Nu știu. Eu... Pentru mine e ok. Eu zic că e un lucru bun și bine făcut. Credeți că după finalizarea acestor cursuri vă veți găsi un loc de muncă? Sigur. Foarte sigur. Fiind dacă ai o calificare, este ceva, este dacă ai carte, dacă... E unul necalificat, altul e calificat. Și aici se pune problema. Pentru noua perioadă de înscriere în programul A doua șansă, care va debuta în această toamnă, cadrele didactice estimează un număr și mai mare de persoane interesate. Proiectul Corelarea Învățării pentru Viață cu Integrarea Socioeducativă este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în Oameni. Ne-am întors în studio, stimați telespectatori, după cum ați putut urmări, acest material a fost oarecum un rezumat al întâlnirii și discuției care a avut loc în această săptămână la Școala Generală numărul 2 din Făgăraș. Dar de această dată aș dori să mă îndrept atenția către domnul director. Știu că în acest material ne-ați prezentat oarecum într-o manieră sintetizată experiența dumneavoastră în cadrul acestui program. De această dată aș dori să ne spuneți, să ne relatați puțin mai în detaliu ce a însemnat pentru dumneavoastră implicarea în cadrul acestui program A doua șansă. Este o experiență nouă, pentru că până acum lucram cu elevii care, din punct de vedere al vârstei, se prezentau la cursuri și aveam acest învățământ tradițional de masă pe care noi chiar l-am stăpânit foarte bine și am dat rezultate bune. În lucrul cu persoanele care deja au depășit o anumită vârstă, persoane care au întrerupt școala și au pierdut legătura cu ea, deja lucrurile s-au schimbat puțin. S-au schimbat pentru că a trebuit din nou să-i reintroducem în ceea ce înseamnă școală. A trebuit după aceea să ne pliem pe ceea ce doresc să știe și pe ceea ce pot să acumuleze la o anumită vârstă. Deja lucrurile stau sub o altă formă. Să adaptăm programa pe care noi o avem și la cerințele și nevoile dânșilor și la percepția pe care dânșii o au. Ceea ce am rămas surprinși, nu numai eu, ci și colegii mei, este faptul că au fost atât de deschiși, au relaționat foarte bine, s-au implicat,
Au venit de fiecare dată și nu numai, chiar pe lângă partea teoretică pe care noi am avut-o cu cursanții noștri, am avut și discuții de ordin practic și de felul în care dânsii gândesc viața în acest moment. Este un câștig pentru că prin gândirea lor de acum își trimit proprii copii la școală. Deci au realizat că fără o școală, fără să aibă o anumită educație, nu pot să depășească anumite bariere. Ați văzut și în materialul pe care l-ați făcut, spunea cursantul nostru, este necalificat și are nevoie de calificare. Ei n-ar putea o face fără această șansă, a doua șansă, de a-și reîntregi cursurile. Aș dori să vă adresez o întrebare, pentru că, ascultându-mă pe dumneavoastră, ați punctat ei ca părinți își vor trimite mai departe copiii la școală și atunci vreau să vă întreb, cine ar trebui să meargă prima dată la școală? Părinții sau copiii? Câteodată să știți că părinții. Pentru că ceea ce spunea și domnul Constandache, deja această alergătură în vâltoarea vieții stopează anumite lucruri. Ne gândim cum să facem, ce loc de muncă să avem, cât de mult să producem ca cei de acasă să poată să aibă un trai cât de cât mulțumitor. Dar gândindu-ne la aceste lucruri, uităm că mai sunt și copii, că mai sunt și părinți, că mai sunt și alți membri ai familiei care au nevoie de cu totul altceva față numai de această alergătură după partea financiară. La ei se pune problema și mai profund, pentru că le lipsesc locurile de muncă. Și asta i-a mobilizat ca să vină la școală, iar dându-și seama de acest lucru, normal că își trimit apoi copiii, pentru că nu-ți dorești să ajungă ca tine. Vrei mai mult pentru copilul tău. Și de asta acest proiect a fost ca o gură de oxigen pentru comunitate. În primul rând pentru că atunci când am început nu prea știam nici noi cam ce finalitate va avea. Dar mergând în comunitate, mergând pe teren, discutând, încercând să-i convingem că este un lucru bun să-și termine școala, la început au venit așa mai sfiți către școală, câteodată chiar cu muncă de lămurire, pentru că nu erau convinși de acest lucru. Dar după aceea, când și-au dat seama că într-adevăr există o finalitate, când și-au dat seama că pot să se bazeze pe această finalitate și în cadrul altor proiecte, pentru că noi am colaborat și cu alte ONG-uri și cu Partida Romilor, de exemplu, prin care dânșii fac cursuri de bucătari, de agenți de serviciu. Cu alte cuvinte, ați încercat să legați acest proiect de alte proiecte asemănătoare. Da, și atunci în aceste proiecte ei nu puteau să participe dacă nu aveau cele 8 clase și au realizat că trebuie să aibă școala terminată, educația terminată, ca să poată să participe pe urmă pe o anumită specializare. Dar mă mai interesează un lucru. Cum au primit colegii dumneavoastră implicarea în cadrul acestui proiect? Pentru că, din câte am înțeles, este primul an, dacă nu mă înșel. Da, este. Noi am început din februarie anul trecut. Și am stat de vorbă cu colegii, cum să vă spun, la modul deschis. Haideți să încercăm să vedem ce iese, ce putem face, cum ne putem aduce și noi aportul la comunitate. Mai ales că noi avem experiența de lucru cu comunitatea, dar nu ca și școlarizare, cu școlarizarea celor mici, dar cu școlarizarea celor maturi nu am avut, adică cu părinții elevilor, pentru că mulți sunt părinții elevilor noștri. Și atunci
a fost o provocare și o experiență nouă. Și colegii chiar au răspuns destul de bine la propunerea pe care am avut-o. Și pe parcurs s-au iscat și discuții în zona cancelarii. Tu cum faci acolo? Uite că eu fac sub forma asta, eu am rezolvat problema sub forma asta. Deci chiar, iar ceea ce m-a bucurat foarte mult a fost acel feedback pozitiv și din partea cursanților. Pentru că avem un dialog liber, avem un dialog care nu ne îngrădește absolut deloc. Deci nu este acea stopare a discursului profesor-cursant. Nu. Este un dialog permanent între cadrul didactic și cursant. Bun. Mai avem 30 de secunde aproape până să intrăm în legătură cu TV Neptun alături de colegii noștri. Domnule Constantin, chiar aș dori un răspuns de această dată mai scurt. Domnul director este unul dintre cazurile pe care le-am întâlnit în cadrul acestei caravane. La nivel macro, câte astfel de cazuri mai există în sistemul de învățământ românesc? Eu spune că în fiecare școală există astfel de oameni. Numai că sunt ocupați să-și facă treaba, și mai poate că de multe ori nu știu unii de alții. Bun, aș dori să vă mulțumesc. Predau ștafeta colegilor noștri de la Constanța. Pentru viață cu integrarea socioeducațională, Liviu Constandache, bună seara, bine ai venit la emisiune. Bună seara, bine te-am găsit și de aici. Și înțeleg că alături de tine se află un tutor din cadrul proiectului Civis, este vorba de domnul Ioan Negrilă. Bună seara, bine ați venit la emisiunea noastră. Bună seara și mă bucur că am intrat în legătură cu dumneavoastră. Și noi ne bucurăm foarte mult, mai ales că suntem foarte curioși cum decurg lucrurile în județul Brașov cu proiectul Civis, pentru că a fost o perioadă încărcată și pentru dumneavoastră. Caravana nu stă locului, ba din contră, adună comunitatea locală, adună beneficiarii proiectului, adună cadrele didactice implicate în proiect. Astfel spus, toate în regulă cu caravana Civis? Da, este în regulă. Noi am avut caravana luni. A fost extraordinar. Discuțiile care au apărut la masa rotundă pe care am avut-o împreună cu cursanții noștri, cu colegii care predau, cu reprezentanții autorităților locale, cu reprezentanții ai ONG-urilor. De aici s-au născut idei noi, s-au rezolvat anumite probleme, anumite legături s-au creat între oamenii de afaceri, de exemplu, Partida Romilor, ONG-urile care au participat acolo. Ce subiecte au fost puse în discuție în cadrul întâlnirii? Subiectele pe care le-am discutat au fost, în primul rând, dacă există o finalitate a acestui proiect și a acestor cursuri pe care noi le facem. Cred că este cea mai importantă idee pe care, și discuție pe care noi am preluat-o și am dezvoltat-o, având în vedere că lângă noi era și președintele oamenilor de afaceri din Făgăraș. Există o finalitate a acestui proiect pentru că acești oameni vor găsi în final un loc de muncă. Este lucrul pe care ni-l dorim toți, este lucrul pentru care acest proiect a fost pus în practică și pentru ceea ce discutam și acolo, pentru a nu mai vedea oameni că pleacă în afară lăsându-și copiii în grija bunicilor, în grija unchilor, în grija vecinilor, pentru că sunt și astfel de cazuri. Faptul că ei au un loc de muncă și rămân lângă copii le creează o stabilitate, creează o altfel de gândire, creează o posibilitate ca acest copil să vină la școală, să prevenim abandonul școlar și până la urmă chiar să-l eliminăm. Liviu Constandache, începe să se contureze din ce în ce mai bine această proiecție a proiectului Civis, da, de rezolvarea problemelor legate de abandonul școlar și, de ce nu, și de prevenirea abandonului școlar. Păi, să revin la ce a spus domnul director. Există proiecte care, să zic, școlarizează oamenii în vederea unor locuri de muncă,
Numai că oamenii nu se pot duce acolo pentru că n-au terminat 8 clase. Unde termini 8 clase? Te duci la a doua șansă. Știi că există a doua șansă, știi că există a doua șansă în Făgăraș, știi că există în Codlea, toate comunitățile care sunt în acest proiect. Dacă știi că există, te duci la școală. Dacă știi că ai aceste oportunități, le faci. Rolul acestor emisiuni este să promovăm faptul că există posibilitatea de a-ți termina cursurile, de a face școală, de a-ți găsi un loc de muncă. Tot important este să fii serios în acest demers al tău. Iar pentru asta, oamenii din acest proiect consiliază și ajută pe cei din comunitate să înțeleagă acest lucru. Asta ne-am dorit de la început și ne bucurăm că acest lucru se întâmplă. Ne bucurăm când părinții... Eu mă bucur foarte tare că pe parcursul a ceea ce spunea domnul Ioan Negrilă tutor în cadrul proiectului Civis, mi-a plăcut faptul că a apărut această componentă pe care mărturisesc sincer că am așteptat-o ca la caravane să vină, reprezentantul oamenilor de afaceri, omul care este interesat în a angaja pe acești tineri în câmpul muncii. Da, să știți că noi am discutat chiar de înființarea unor SRL-uri sociale. În momentul când acești cursanți ai noștri își termină studiile și după ce au și o anumită specializare, să poată fi înființate aceste SRL-uri sociale prin care ei să fie adunați și într-un mod... organizat să poată să intre pe piața muncii. Pentru că una este atunci când individual se duce să-și caute un loc de muncă și alta este când o firmă cu un anumit obiect de activitate vine și își pune oferta la dispoziție atât în servicii, atât în fața unor altor firme mult mai puternice și care chiar caută anumite servicii de acest gen. În ce domenii de activitate e posibil să fie angajați beneficiarii proiectului Elevii înscriși la a doua șansă? După terminarea celor 8 clase, noi avem două licee tehnologice la nivel de Făgăraș, în care chiar am discutat cu directorii acestor licee. Avem o școală franceză care îi califică în cadrul acestei școli profesionale sau avem la liceul Șenche Agroindustrial o formă de învățământ la fără frecvență. Plus ONG-urile care funcționează la nivel de Făgăraș și care îi califică ca ajutor de bucătari în servicii, ca și agenți de curățenie. Ei, toate lucrurile acestea noi le-am legat cap la cap și încercăm să mediatizăm toate întâlnirile noastre ca să avem până la urmă o finalitate nu numai acestui proiect, ci mai mult decât atât a muncii și a efortului pe care acești cursanți ai noștri îl depun acum. Liviu Constandache, spune-mi, te rog frumos, care este impactul pe care acest proiect Civis l-a creat în comunitățile din județul Brașov, prin care a trecut deja această caravană? Păi, ca să fiu onest în acest demers, astăzi am fost la Măieruș. Și stând de vorbă cu doamna director de acolo, ne-a dat un feedback. Să zicem, de fapt ne-a povestit întâmplări din activitatea lor în acest proiect. Și spunea doamna așa, că după ce termină orele cu acești elevi, să le spunem așa, la acești adulți, mai vor să stea un pic acolo, mai vor să stea încă 10 minute, 15 minute în plus, că doamnele care participă la aceste cursuri au început să învețe, să caute rețete de bucătărie pe internet, apropo de ce spunea domnul director de meseria de bucătar, de ajutor de bucătar, că ele știu să facă mâncare și de multe ori mâncarea este excepțional de gustoasă pe care o fac. Dar uite că acum se pot profesionaliza în acest lucru. E nevoie de ajutor de bucătari, de oameni serioși este nevoie. Iar omul ăsta care trece prin acest proces de școală este un om serios. Pe de altă parte ne spunea din discuția de la Codlea cu directorul de la Codlea de cineva care tocmai ce s-a angajat ca și fochist. Iarăși, la Măieruș am aflat de doi oameni care stau și studiază în momentul ăsta să-și ia examenul pentru școala de șoferi. Deci sunt cazuri pe care acest proiect le-a generat. Pe de altă parte, din discuție cu
Alte persoane din educație ne spuneau că programa de la a doua șansă este, pare mult mai adaptată nevoilor din educație decât programa normală, pentru că este o programă aplicată, pentru că în a doua șansă îi discuți un om cu o experiență, dar noi nu ne gândim că acești copii la care ne adresăm în programa, în programul normal, deja au o experiență, ei deja se informează, deja sunt pe net, au o grămadă de surse de informare și considerăm că acum N ani de zile în care sursa lor de informare era profesorul, poate că această programă de tip a doua șansă ar trebui gândită, analizată un pic și poate că bună, e important ca elemente din ea să fie dusă și în partea elaltă și nu doar invers. Și nu știu, asta va ține de experiența acestor oameni. Ce ne bucurăm noi este că în acest proiect s-au format niște profesioniști. Și dacă mă las să completez un pic... Mă gândesc că e nevoie de acești profesioniști, mă gândesc la specificitatea județelor în care se derulează proiectul CIVIS și la Galați, dar în mod special la Brașov, acolo unde te afli și tu, pentru că oamenii aceștia se pregătesc pentru un județ care are un potențial ridicat, are totuși un impact la nivel național, da? Și e cu atât mai salutar interesul, pe de o parte, al oamenilor de afaceri, de angajare a acestor oameni, cum spunea și domnul profesor un pic mai înainte, tutor în cadrul proiectului CIVIS, pentru ca oamenii să nu mai plece în străinătate, să-i păstrăm aici, să ne ocupăm de educația lor, să-și completeze anii de studii necesari pentru a lucra legal, corect în România. Dar hai să-i dăm cezarului ce este al cezarului. Acești oameni care au fost puși în această poziție de tutor, de coordonator de centre, s-au dus și au informat comunitatea, au prezentat aceste lucruri, da? Au atras acel om de afaceri să vină acolo, au înțeles oportunitățile acestui proiect, au înțeles că rolul lor nu este doar să stea în școală și să aștepte să-i vină clientul, au ieșit să promoveze educația ca formă de dezvoltare a comunității, da? Asta este ce au făcut acești profesori în comunitate, iar rolul acestor oameni și, cum să zic, pentru ei avem tot respectul din acest punct de vedere. Au ieșit efectiv la luptă, având în spate steagul educației, au ieșit să poartă o luptă. Unde va duce această luptă? Ține de puterea lor de a lupta, ține de voi ca și promotorii acestor lucruri minunate care se întâmplă în școli. Dar ei au ieșit să spună că da, e nevoie de educație, e nevoie ca, să zic, împreună să construim o comunitate. Și dacă acest lucru se întâmplă... Liviu Constantache, tu ai fost cadru didactic, da? Știi foarte bine cum funcționează sistemul. Te întreb, ce anume a declanșat în rândul profesorilor ca să existe această motivație, cum spui tu, să vină și ei în întâmpinarea nevoilor, așteptărilor elevilor? Ce-ați făcut? Păi spun ce am auzit astăzi. Mi s-a spus foarte franc, de exemplu, că profesorii care predau la a doua șansă ies de acolo mai relaxați decât de la orele normale, pentru că în acele ore există dialog, pentru că există comunicare între profesor și cursant, pentru că poate așa trebuie să se întâmple lucrurile. Deci asta ar fi o formulă. Pe de altă parte, vreau să ne întoarcem puțin la caravane, pentru că noi am tot dat până acum în edițiile pe care le-am desfășurat pe proiectul CIVIS imagini de la aceste caravane. Și apropo și de ceea ce spuneai tu, ca să leg cele două idei, cumva caracterul conversațional, atât în caravane, cât și pe parcursul derulării orelor la a doua șansă, ar fi o cheie a succesului pentru școala românească în viitor, întrucât eu nu vreau să discutăm proiectul CIVIS, un proiect de doar 18 luni, care în toamna acestui an se va încheia. Cred că e timpul să învățăm ceva din derularea acestui proiect. Și atunci vin și întreb, acest caracter conversațional de ambele părți, discutat, moderat, să zic așa, poate să fie o cheie a succesului în învățământul românesc de acum încolo? Păi, discutând cu colegii de aici, de la televiziune, de la Nova, putem să tragem o concluzie. Dacă oamenii se așează împreună la o masă și pun jos pe masa respectivă problemele, se va găsi soluție. Dacă stăm fiecare la măsuța lui și încercăm din primărie să rezolvăm problemele educației, din școală să rezolvăm problemele primăriei și tot așa, din casă să rezolvăm alte probleme, vom rămâne cu mai multe probleme, pentru că vom găsi și mai multe. Dacă ne așezăm la masă, și există conceptul de masă rotundă, unde se așezau acei oameni la masă și rezolvau problema până la urmă,
Această caravană pentru noi, exemplu de bună practică din caravană, sunt acele întâlniri moderate, acele așezări la masă în care se stă de vorbă. În urma acestor caravane am aflat că la școala Codlea s-a obținut aprobarea pentru extensia unui corp de clădire. La școala din Vulcan, imediat consilierii au dat aprobare și așa mai departe. Adică s-a observat și o implicare a comunității în viața școlii. Deci se întâmplă lucruri bune când oamenii se așează la masă și nu se mai discută pe la colțuri. Masa rotundă, asta este soluția. Acum este devenit mult mai aplicat și l-aș întreba pe domnule Grilă Tutor în cadrul proiectului Civis. Concret, câți elevi sunt reintegrați în școală, în unitatea de care dumneavoastră răspundeți, prin centrul de asistență socioeducativă din care face parte? Avem 36 de elevi, de cursanți. Pentru că nu le mai pot spune elevi, au o anumită vârstă, sunt cursanți la a doua șansă, cu o medie de vârstă la 40 de ani. Mai avem încă 20 de elevi de data aceasta pe prevenție, de la preșcolar și primar și gimnaziu. Dar ceea ce ne bucură cel mai mult este faptul că pentru la toamnă, când am solicitat încă o clasă de a doua șansă, avem peste 40 de cereri. Ceea ce pentru noi este un lucru extraordinar. Asta înseamnă că proiectul a fost discutat în comunitate. S-au văzut efectiv ceea ce s-a făcut în proiect, cum s-a lucrat în proiect, care este finalitatea proiectului. Oamenii au început să aibă încredere că pot să aibă la sfârșit un loc de muncă, că pot să-și construiască o altă viață, că pot să pună o bază materială pentru copiii dânșilor și nu numai atât, conștientizând aceste lucruri, i-au trimis chiar pe copii la școală, eliminând sau poate este una dintre cele mai bune cazuri de prevenție a abandonului în rândul celor mici. Ați anticipat cumva ceea ce urma să vă întreb eu, pentru că vroiam să atacăm puțin și această problemă a prevenției abandonului școlar. În mai multe rânduri ni s-a arătat în cadrul acestei emisiuni că trebuie să începem de la preșcolari această prevenție. Cum decurg lucrurile la dumneavoastră în unitatea de învățământ? În general, noi avem, pe lângă cadrele didactice din școală, avem și mediator școlar, avem și itineranți, oameni care, și chiar psiholog și logoped, oameni specializați care în momentul când apare o anumită problemă se implică și încearcă să discute atât cu familia, cu copiii și să le explice că numai finalizând o anumită treaptă în educație poți să faci anumite lucruri. Este destul de greu, pentru că dacă elevul rămâne singur acasă, ceea ce spuneam mai devreme, și părinții sunt plecați, controlul lui nu poate fi controlat chiar așa cum este un copil care are pe lângă el familia, care îl îndrumă, care îl ajută. Și atunci noi, ca și comunitate, ca și profesori, ca și dascăli, și chiar folosesc acest termen de dascăl, încercăm să îi ajutăm pe acești copii, încercăm să îi sprijinim, încercăm să vedem unde sunt acele puncte slabe în evoluția lor și să venim cu un ajutor atât cât putem noi, mediatorii școlari. De exemplu, mediatorul meu școlar în fiecare dimineață verifică catalogele, iar cei care nu sunt la școală, deci care nu sunt prezenți,
pleacă în comunitate și se interesează. De ce nu sunt? De ce nu au venit astăzi? Dacă sunt bolnavi? Dacă există o problemă? Încercând să-i aducem către școală. Iar un alt palier pe care lucrăm este acea discuție cu aparținătorii legali ai elevilor, părinți, bunici, chiar rude apropiate, prin care încercăm să-i lămurim și să îi conștientizăm că fără un minim de educație, viața lor va fi mult mai grea. Tocmai de aia mi se pare salutar faptul că în cadrul proiectului Civis avem această caravană, această campanie de creștere a gradului de conștientizare în vederea prevenirii și reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii și care are impact, spuneam, atât la nivelul localității, dar să ne gândim totuși că sunt aceste case, da, care au la rândul lor alte 4 unități școlare în coordonare și cu atât mai mult se diseminează și mai bine informația. Însă, spunea și Liviu Constantache un pic mai devreme despre motivația profesorilor, da, care spun că ies de la a doua șansă altfel cu zâmbetul pe buze. Și atunci, întrebarea este, Liviu Constantache, pe de o parte sunt mulțumiți profesorii, de cealaltă parte avem un număr de elevi. Dar vin și te întreb, cât de importantă este tehnologia de înalt nivel prin acest sistem de teleprezență pentru o categorie, cum spunea domnul Negrilă un pic mai devreme, de beneficiari, de elevi la a doua șansă cu o vârstă medie de 40 de ani? Contează tehnologia? Acele case din proiectul nostru au folosit această tehnologie pentru comunicarea între ei, pentru comunicarea în proiect, dar încep să emită educație. Da, deja profesorii au căpătat o experiență, deja au idei de cum să emită, să transmită, să creeze materiale educaționale pe care să le folosească. Deci deja e altceva, au tehnologie care se poate vedea în programele Inspectoratului Școlar Brașov, prin care chiar se transmite educație pe online, vorbim de online. Și chiar se întâmplă aceste lucruri în ziua de azi, Inspectoratul Școlar Județean Brașov transmite educație online. Inclusiv din aceste centre, din proiectul Civis, se transmit evenimente ale școlii, se registrează, se difuzează, se analizează. Se întâmplă lucruri din punctul acesta de vedere și fiind destul de simplu de folosit de către ei, e de fapt un mediu natural. Iau un fel de mini-studiouri pe care le folosesc să-și prezinte, să-și creeze propriile materiale. Chiar discutam cu domnul director mai devreme de posibilitatea de a implica inclusiv școlerii de la artă în a produce lucruri frumoase peste această tehnologie. Iar pe partea ailaltă, da, oamenii vin, se informează pentru că unde vin, folosesc aceste dotări din, nu spun neapărat tehnologie, folosesc dotările din case pentru că le pot folosi, pentru că le sunt utile, pentru că asta a fost rostul lor, să ajute de fapt acest proces educațional. Și pentru că am vorbit că acest proiect Civis generează niște beneficii care ele sunt imediate, cum ai punctat și tu un pic mai devreme, dar iată și pe termen lung, din ce înțelegi tu, din ce mi-ai spus tu și înțeleg, că sunt profesori care deja au idei, da, cum să beneficieze, cum să se folosească de toate aceste dotări. Deci iată beneficii, spuneam, atât pentru grupul țintă din proiectul Civis, dar și pentru restul elevilor, tinerilor, cadrelor didactice de la nivelul celor două județe. Crezi, Liviu Constantache, că proiectele de acest gen vor determina schimbări de atitudine nu doar pentru profesorii care predau la a doua șansă în cadrul proiectului? Crezi că aceste exemple de bună purtare la catedră în relația cu elevul vor merge mai departe și în învățământul tradițional? Noi ne-am dorit în primul rând să construim la nivelul fiecărui județ implicat în acest proiect o echipă puternică de educație. Oamenii să lucreze împreună. În acest moment, oamenii lucrează împreună și schimbă păreri între ei. Discut la Brașov cu domnul director și el a discutat cu colegii lui din celelalte centre din județul Brașov. Se întâlnesc, iau împreună, schimbă păreri,
Poate pe viitor vor construi proiecte împreună, dar ne bucură faptul că s-a dezvoltat o comunitate educațională care nu mai așteaptă să li se întâmple lucruri, nu mai așteaptă să vină ISJ-ul să le dea ceva. De acum, cum să zic, sunt pe picioarele lor și știu că se poate. Asta este foarte important, încrederea. Și pe de altă parte este faptul că în acest proiect au regăsit respectul pe care comunitatea îl dă profesorilor. Oamenii aceștia care vin la a doua șansă îi tratează pe profesor cu mult respect. Și e foarte important când știi că faci o treabă și ești respectat pentru treaba pe care o faci. Iar respectul dă încredere, iar încrederea împreună o să vedem unde duce. Eu sunt convinsă că lucrurile se vor schimba încet și sigur și eu am aceeași impresie urmărind felul în care evoluează acest proiect civic, că nu este doar un proiect pe termen limitat. Nu vom spune din toamnă, gata, asta a fost, ne întoarcem la obiceiurile noastre dinainte, ci cred că acel declic de care a avut nevoie în inimar societatea românească, în particular sistemul educațional din România, cred că se dă cu proiecte de acest gen. Ne spuneam de acel declic pe care îl așteptăm cu toții și mai așteptăm ceva și cred că tot de aici, și mă bazez acum să mă completez tu în această idee, mai cred că va exista o stimulare a creativității cadrelor didactice de acum încolo prin activitățile de acest gen și nu numai. Vom părăsi perioada aceea în care mergem la școală, ne facem lecția de acasă și nu ieșim din tiparul obișnuit, ne interesându-ne ce feedback avem din partea elevilor. Păi noi am descoperit un lucru, este ușor să faci proiecte în care oamenii cred și este ușor să faci lucruri în care crezi cu adevărat. Domnul director a dat un exemplu mai devreme. Cursantul intră în acest proiect pentru a finaliza cele 8 clase, după care se duce în alt proiect pentru a-și lua o meserie, după care se duce în altă parte și își creează poate locul de muncă, poate creștem antreprenori potențiali aici. Dar pe de altă parte, omul care a venit în acest loc i-a dat, știe cum să discute cu copilul său despre educație și asta este foarte, foarte important. Iar noi asta în prim, nici nu n-am îndrăznit să sperăm că vom ajunge la acest nivel, dar am ajuns aici pentru că am găsit oameni minunați cu care să facem treabă. Și mai departe, vă spun, sky is the limit în acest demers. Bani vor fi, România are alocați... Avem logo-ul ediției de astăzi. Școala susține reușita. Merg întâi, întrebarea să știți că este pentru amândoi, da? Pentru voi doi de la Brașov, dar aș vrea să ne răspundă în primul rând pentru care experiență recentă, să zic așa, în învățământul gimnazial, domnul Negrilă. Domnul Negrilă, într-o perioadă care pare destul de tulbure pentru școala românească, dacă facem abstracție de proiectele de acest gen, o imagine care e un pic ștearsă la nivelul societății românești. Dumneavoastră, cu mâna pe inimă, susțineți ideea noastră că școala susține reușita? Da, într-adevăr, școala susține reușita și vreau să vă spun că colegii mei și în general oamenii din care lucrează în învățământ și pe care eu îi cunosc chiar depun eforturi și fac totul pentru a crea această reușită. Partea proastă este că nu sunt atât de vizibile reușitele pe care le fac colegii mei, nu sunt atât de mediatizate, sunt alte lucruri mediatizate mai mult, dar chiar încearcă să creeze această reușită. Și vreau să vă spun că dacă ne uităm așa în mare, de la rezultatele la olimpiade școlare, la rezultatele la concursuri, rezultatele la școlile de artă, rezultatele pe care le avem în acest proiect cu a doua șansă, totul merge către reușită. Este un efort destul de mare, chiar foarte mare, pentru că pe lângă problemele pe care fiecare profesor le are și încearcă să și le rezolve din punct de vedere personal, trece mai departe, trece o graniță pe care profesorul încearcă să rezolve și problemele atâtor copii, atâtor oameni, atâtor persoane implicate la nivel educațional. Eu zic că în afara faptului că sunt eu profesor sau
că fac parte din sistem, dar să știți că profesorul este un liant între comunitate și tot ceea ce înseamnă administrativ, antreprenoriat, oameni de afaceri, absolut totul poate să se rezolve și să reușească prin această mediere între comunitate și oamenii care fac parte din comunitate. Iar pe baza dialogului, tocmai asta vreau să vă mai spun, masa rotundă, că era vorba de caravană și masa rotundă. Masa rotundă înseamnă să te privești ochi în ochi. Nu stai la un colț, nu stă celălalt la un colț, ci stai față în față cu comunitatea locală, cu administrația, cu oamenii de afaceri, cu ONG-urile, cu cei care fac parte din comunitate, te privești ochi în ochi și rezultatul este reușita. Liviu Constantache, păi, școala susține reușita în proiectul Civis sau și în afara proiectului? Păi, deci, domnul director mi-a luat exact expresia pe care am spus, că tu ești de comunicare, privitul în ochi. Asta este un lucru pe care, privitul în ochi, și mă adaug un lucru, strângerea de mână. Sunt lucruri pe care le vrem înapoi. Sunt lucruri care nu mai, au fost o perioadă în care societatea românească nu a mai avut aceste lucruri. Ne comunicăm pe mail, comunicăm pe Facebook, comunicăm în atâtea moduri posibile, dar nu ne mai privim în ochi când comunicăm pe Facebook, nu ne mai strângem mâna când încheiem un acord, și asta este și școala, comunitatea, este un acord. Am vrea să revedem că primarul dă mâna cu directorul școlii și zice hai la treabă. Dar aceste lucruri le-am dorit și ne bucură că ideea cu caravanele vine să sprijine acest demers. Și voi știți mai bine că ați fost acolo, ați văzut ce a însemnat efectiv, și o să vă rugăm să ne povestiți voi experiența voastră din caravane, ca să pe viitor, în următoarele proiecte, să îmbunătățim acest aspect. Pentru că nouă ne dă senzația că a fost un lucru bun să punem această activitate de caravane în proiect. Eu o să spun ce m-a uimit pe mine în aceste caravane până în acest moment. Pe de o parte, m-a uimit faptul că nu mi-am imaginat că numărul celor care nu au suficiente clase pentru a fi angajat și nu știu să scrie și să citească e atât de mare. Mărturisesc, nu am crezut. Am mai spus acest lucru, am crezut că alfabetizarea este un proces care a fost încheiat înainte de 1989 în România, dar cum parte dintre beneficiari au 40 de ani acum, înțeleg că m-am înșelat. Pe de altă parte, am fost impresionată de story-urile, de poveștile oamenilor care beneficiază de acest proiect Civis și nu în ultimul rând, ce m-a impresionat foarte tare, implicarea profesorilor. Cadrele didactice din proiect, din caravană, cunoșteau îndeaproape toate problemele, toate avantajele și dezavantajele fiecărui elev în parte. Acestea sunt lucrurile care m-au impresionat și de-aia vreau acum să te întreb pe tine. Ce a creat această distanță care a existat până acum, până când să mergem noi cu aceste caravane? Spuneam, ce a creat această distanță între școală, părinți, autoritate locală, primărie, asistent social, biserică, poliția locală? De ce n-au stat și până acum la o masă, cum spuneați voi, să se privească ochi în ochi și să încerce să rezolve problemele, așa cum vedem că o fac acum atât de firesc? Simplu, pentru că cineva trebuia să facă primul pas. Da, îmi place răspunsul sec și tipic pentru Liviu Constantache. Da, este un soi de no comment din acest punct de vedere. Cineva trebuia să facă acest prim pas, iată, noi l-am făcut. Caravana aceasta o să continue de acum încolo. Dar spune-mi, te rog frumos, dacă mergem în continuare pe această idee că marea schimbare vine din interior. Pe de o parte, din partea elevului de la a doua șansă, pentru că am văzut în aceste caravane faptul că ei spun, domnule, am renunțat la școală pentru că fetele, în mare parte, a trebuit să mă mărit, m-am îndrăgostit de un băiat, am plecat după el, am renunțat la școală, am plecat cu părinții în străinătate, băieții, m-am apucat de muncă, am vrut și eu să câștig un ban și așa mai departe. Deci și-au dat seama că, din interior, că nu mai merge așa și că trebuie să facă școală. Din partea cadrelor didactice, și-au dat seama că nu ajung nicăieri și că distanța aceasta, care era din ce în ce mai mare, nu aduce niciun beneficiu nimănui. Dar cum facem să implicăm și ceilalți poli să facă schimbarea din interior? Poliția locală, asistentul social, primarul. Vezi, există la nivelul Comisiei Europene, în 2013, după ce am scris noi aceste proiecte, au lansat o inițiativă care se numește Deschiderea Educației.
într-un film pe care l-am vizionat recent și făcut în decembrie 2014, deci acum câteva luni, există acolo un mesaj transmis de comisarul pe educație al comisiei, Tibor Navracici, care spune așa, printre rânduri, printre multe alte lucruri pe care le spune, zice așa: aveți încredere în profesori, lăsați-i să-și facă treaba. Nu mai veni să-i spui, profesore, știu eu cum faci matale. Lasă-l să-și facă pe acel om treaba și își va face bine. Lasă comunitatea educațională să selecteze singure, să-și facă criteriile de performanță. Nu-i mai spune omului, profesorului, câte rapoarte să completeze. Eu vorbesc din afara sistemului de educație acum și îmi permit să fac acest lucru. Dar oamenii sunt năpădiți de rapoarte și de tot felul de o birocrație suplimentară de a arăta ceea ce faci. Da? În momentul în care Comisia Europeană vine și transmite acest mesaj, lăsați profesorii să-și facă treaba și aveți încredere în ei că își vor face treaba, înseamnă că și ei au ajuns la această concluzie. Da? Și că să nu mai tratăm pe profesori ca pe niște copii mari care au nevoie de îndrumare. Sunt specialiști în acest domeniu. Lăsați-i să-și facă treaba. Însă, acest lucru este înțeles de profesori, da? Mai ales de cei implicați într-un proiect european așa cum este CIVIS. Este înțeles de conducerea inspectoratelor școlare județene, cum e cazul celor două, de la Galați și de la Brașov. Dar mesajul acesta al Comisarului European ajunge și la nivelul secretarilor de stat, de la nivelul Ministerului Educației, ajunge și la nivelul miniștrilor care s-au tot perindat prin fruntea instituției. Nu de alta, dar mesajul care vine din partea autorității ministeriale din România nu e ăsta. Eu nu știm ce mesaj vine de acolo, dar e o chestie foarte simplă. Suntem în Uniunea Europeană, suntem stat membru, avem o strategie comună, da? Dacă comisarul european, din punctul meu de vedere, e șeful șefilor în educație, da? Hai să-l ascultăm ce spune, că poate nu o zice prostii. Siguranță nu zice prostii și mai ales că atunci când discutăm de un comisar european, când discutăm de proiecte europene, spuneam beneficiile sunt imediate. Iar dacă merg pe această idee că marea schimbare în învățământ vine din interior, da, ea vine de la nivelul caravanelor, profesorilor, elevilor, acolo unde se desfășoară, cum spuneai și tu, chiar și programul a doua șansă, acolo unde câștigul este de ambele părți, și la nivelul profesorului și la nivelul elevului, fiecare are satisfacție, da? În timpul procesului educațional. E, dar uite că spuneam, de partea cealaltă e o presiune ministerială, din ce în ce mai multe hârtii, din ce în ce mai multe lucruri care îl împovărează în demersul de zi cu zi pe profesorul prost plătit din România, în loc să-i stimuleze creativitatea, în loc să determine schimbarea asta despre care tot fac vorbire că ar trebui să vină din interior. Și atunci ne mai minunăm de ce pleacă profesorii tineri, nu rămân în învățământ, pentru un salariu orientativ de 1200-1500 de lei, când ai atât de multe lucruri de făcut în afara orelor de la catedră, nu vor rămâne foarte mulți tineri în România în învățământ. Da, dar vezi, există, cum să zic, există un feedback, iar aceste proiecte sunt un feedback la sistem, da? Până la urmă este un proces în care aceste lucruri se reglează, da? Dacă nu există un feedback de pe teren, atunci este normal să se întâmple acele lucruri care se întâmplă. Noi ne dorim profesori puternici care să poată să dea feedback. Acest lucru ne dorim și ne bucurăm că acest lucru s-a realizat. Pentru că acești oameni acum dau un feedback real prin ceea ce fac. Prin faptul că cei care sunt la cursurile lor zic, uite, cum a spus domnul director, mai vin 40 de oameni. Dar asta înseamnă treabă bine făcută din punctul ăsta de vedere, da? Și asta înseamnă că la un moment dat comunitatea își va proteja profesorii, pentru că descoperă că sunt un asset al comunității. O comunitate fără școală dispare. E foarte important acest lucru. Acum, pentru că vorbeam un pic mai devreme despre poveștile rostite în cadrul caravanelor CIVIS, vreau să mă întorc la domnul profesor Negrilă Tudor în cadrul acestui proiect și să-mi spuneți, domnule profesor, pe de o parte, cea mai emoționantă poveste, întâmplare pe care ați aflat-o dumneavoastră din partea unui elev la caravana CIVIS, dar și din partea unui profesor. O destăinuire pe care să o fi primit dumneavoastră, dar din ambele tabere, vă rog frumos. Poveștile de viață, să știți că sunt multe. Avem, de exemplu, un elev care de cele mai multe ori, în perioada de toamnă, lipsea, gândindu-ne la această prevenție. Și stăm de vorbă cu el,
chiar mă emoționez acum destul de mult, gândindu-mă la ceea ce mi-a spus. L-am întrebat, măi, dar de ce lipsești? Hai să vedem ce putem face, cum putem să te ajutăm, să vii la școală. Uite, facem roșii de rechizite și de îmbrăcăminte și de tot. Știi ce mi-a spus? Mi-a spus, zice, eu dacă nu lucrez toamna, nu am ce să mănânc iarna. Și am rămas surprins de acest lucru și bulversat totodată, pentru că sunt foarte mulți copii, nu numai la nivelul comunității de unde vin eu, ci la nivel de țară, care dacă ei nu lucrează în perioada de toamnă, în perioada de iarnă nu pot să supraviețuiască. Și m-a mai mișcat faptul că la o lucrare pe care am dat-o, nu de control, nu de verificare, ci să-mi spună fiecare cam ce ar dori să realizeze în viață. Unii au spus o casă, unii au spus că vor să-și cumpere mașină. Ei, elevul acesta a spus că el vrea să-și cumpere un cal, ca să-i fie munca mai ușoară. Deci gândiți-vă ce emoționat este pentru un cadru didactic, pentru un profesor, să afle niște lucruri de genul acesta. Și tocmai de asta încercăm, cu ajutorul multor oameni, care, și să știți că sunt în comunitate oameni extraordinari, care în momentul când te duci și iei legătura cu ei, vin și se apleacă asupra copiilor, mai ales acolo unde sunt probleme, și chiar încearcă să rezolve aceste probleme. Deci de asta vă spun, afli foarte multe lucruri despre viața cursanților noștri. Mai avem un cursant, de exemplu, care lucrează la drumuri și poduri, la partea de asfaltare. Ei, gândiți-vă că el lucrează de dimineața până seara și se învoiește ca să vină la cursurile de la a doua șansă. Deci sunt lucruri extraordinare care se întâmplă în acest proiect și nu numai în acest proiect, chiar la clasă. Să știți că și pe lângă proiect aflăm lucruri deosebit de interesante și de la elevii care învață în învățământul tradițional. Pentru că vă întrebasem și de profesor, cred că de la profesor dumneavoastră aflați și astfel de lucruri, pentru că, din nou, ce am văzut în caravane, spuneam și un pic mai devreme, profesorii știu povestea acestor tineri, acestor oameni, acestor elevi și o spun mai departe și caută soluții în stânga, în dreapta, să îi ajutăm pe acești oameni și să nu renunțe, să meargă în continuare pe acest drum, să termine cele 8 clase, sau poate unii dintre ei vor să meargă și mai departe, poate să facă o școală profesională, alții poate să gândesc de ce nu cu ambiție cândva să termine și liceul. Spuneam că aceste informații mai departe din partea profesorilor, da? Pentru că vă ceruse mie o poveste atât din partea elevilor cât și din partea unor cadre didactice. Da, să știți că povestea cadrelor didactice sau povestea cadrului didactic este povestea tuturor cadrelor didactice. Pentru că, până la urmă, fiecare dintre noi, în momentul când află o poveste de viață, așa cum este aceasta, încearcă să se implice. În fiecare zi, în cancelarie, discutăm probleme de viață ale elevilor noștri, ale cursanților noștri. În fiecare zi încercăm să vedem cum putem ajuta, într-o oarecare măsură, atât cât putem, cu posibilitățile noastre, cu anumite intervenții pe lângă anumiți oameni ca să îi ajute. Prin ceea ce putem să facem, încercăm să îi ajutăm de fiecare dată și poate asta este povestea profesorului, care de cele mai multe ori această poveste nu se vede, nu se observă. Toată lumea are impresia că profesorul intră la clasă, predă, iese și pleacă acasă. Nu este așa. Pentru că dacă ar afla discuțiile care sunt în cancelarie pe tema de viață a elevului cutare sau a cursantului respectiv, și-ar schimba, cred că cu 180 de grade, mentalitatea și ceea ce cred despre profesor. Legătură directă cu noi. Mulțumesc, domnule profesor Negrilă. Și eu vă mulțumesc. Mulțumesc, Liviu Constandache, pentru prezența la emisiune. Mulțumim. Am revenit, stimați telespectatori. Domnule Constanda,
Am o întrebare pentru dumneavoastră. Care este exact funcția pe care o are profesorul în comunitate? În afară de dascăl, este și funcționar public, este și consilier psihologic, este și consilier pe probleme, Dumnezeu știe de care. Care de fapt este funcția, care ar trebui să fie funcția cadrului didactic în comunitate? Păi a spus-o dumneavoastră, primul cuvânt, este dascăl. Da, dar în societatea actuală nu mai este numai dascăl, este și funcționar public, este și consilier psihologic și antreprenor, că mergem în întâmpinarea oamenilor. Spirul Haret a creat dascăl. El a considerat că la nivelul acela, da, la anii, în zona interbelică, România are nevoie de dascăl, da, care să educe acest popor, să ducă dascăl către sate, către comunitățile unde nu erau, era o lipsă de educație. Și s-a creat acest concept de dascăl. Noi am uitat de conceptul de dascăl. Am făcut profesor, l-am specializat, profesor de matematică, profesor de română, profesor de geografie, profesor de istorie. Fiecare în felul lui e profesor de ceva. Dar concentrându-se să fie profesor de disciplina lui, mulți au uitat de fapt că menirea lor este să fie dascăli. Ții minte când eram noi mai mititei, dirigintele venea pe la noi pe acasă. Câteodată. Nu știu dacă se mai întâmplă acum în școala de azi, în orașele mari, să vină dirigintele, să stea de vorbă cu familia, să vadă, să simtă pulsul familiei, pentru că lucrau împreună familia cu dascălul respectiv. Indiferent de ce disciplină avea el ca specializare, meseria lui de bază era de dascăl. Scopul lui nu era doar să predea matematică sau să predea limba română sau să predea geografie. Scopul lui era să educe acel copil, să contribuie la educarea copilului. Exact în momentul acesta fiecare își face treaba într-un fel, justificându-se că își face treaba de disciplină, dar uită de fapt de acele discuții, cum spunea și colegul mai devreme, de cancelarie, în care tu trebuie să redevii dascăl. Și meseria lui asta este, nu-i funcționar public, nu este antreprenor, este dascăl, este poate un pic din fiecare aceste lucruri. Deci părerea mea asta este că profesorul trebuie să revină la menirea lui de dascăl, așa cum au definit-o acum ani de zile Spirul Haret. De asemenea, aș dori să vă mai întreb. Ideea de comunitate educațională proactivă pe care ați enunțat-o înainte de a intra în legătură cu TV Neptun, mi-a strânit interesul, este prima dată când o aud, să spunem, în ultimii 15 ani. Cam așa. Credeți că se va așeza mai bine în urma acestor caravane, în urma acestor proiecte? Păi deja ei sunt o echipă. Eu vă spun mai experiență de unde a venit această idee și dintr-o experiență un pic personală. Când eram profesor tânăr și mă duceam la consiliile profesorale și ei veterani, când eu vreau să mai zic și eu câte ceva, mai primeam câte un cot, hai, lasă să terminăm repede să mergem acasă. Asta se întâmpla în orașul mare, de unde provin eu, în liceul meu de top de la vremea respectivă. Noi n-aveam timp să discutăm problemele comunității, pentru că într-un oraș mare comunitatea se vede altfel decât într-un oraș mai mic sau într-o comună, unde membrii comunității educaționale, de fapt, sunt parte integrantă a comunei. Ei nu concurează, pentru că ei, de fapt, între școlile din oraș, ei sunt împreună în acest demers. Și poate că acolo se face școala altfel decât în Brașov, să spunem, să dăm un exemplu. Altfel e comunitatea educațională din Brașov și altfel este cea din Făgăraș, la fel cum altfel este cea din Vulcan, de exemplu, sau din Măieruș. Pentru că cu cât e zona mai mică, există o școală, un grup de profesori, nu sunt mai multe școli care să alerge fiecare după resurse. Pentru că aici a fost poate o mică, mare greșeală a sistemului, în sensul că fiecare se războiau între ei pe acele puține resurse care credeau că există, da? Și școlile concurau să-și atragă acele resurse și conta cine are mai multe relații, cine are mai multe, uitând că mergând împreună pot atrage mai multe resurse și poate că atrăgând mai multe resurse, toată lumea ar fi mai mulțumită. Asta a fost și ideea în proiectul nostru, decât să facem câte un proiectel mic, în fiecare școală să concureze împreună, ok, hai să facem unul mare și uite că așa 8 școli din Brașov sunt împreună, când altfel poate ar fi câștigat 2 școli. Așa sunt 8 în acest demers. Deci mergem la vorbele pe care noi le tot omitem. Unirea face puterea până la urmă. Și dacă ne uităm proverbele românești, regăsim ceea ce fac acești oameni. Unirea face puterea, omul sfințește locul
Și mai aia cu, cum să spun, n-aștepta să ți se întâmple, că Dumnezeu îți dă, dar nu spune și în traistă. Fă și singur unele lucruri. Dar ne-am dorit să fie, de asta e ideea noastră de comunitate. Ei sunt puternici, se simt împreună ca o echipă, ce au de spus, discută între ei, după care propun soluții și la nivelul inspectoratului. Și acolo sunt ascultați și se îmbunătățesc aceste activități. Pentru că, la fel, și conducerea inspectoratului are încredere că are o echipă de profesioniști în teritoriu, ceea ce e foarte important. Are un feedback de pe teren în momentul acesta. Ei sunt o echipă cu toții, de la șeful instituției până la omul de pe teren. Și asta este o chestie care ne bucură că s-a realizat în Brașov, echipa educației din județul Brașov. Primul pas. Nu s-a făcut primul pas. V-am ascultat când ați dat acest răspuns. De ce până în acest moment nu s-au așezat toți la o masă să se uite în ochi? Pentru că nu s-a făcut primul pas. Dar de ce nu s-a făcut acest prim pas? Sfială, orgolii, multe lucruri care pot contribui la acest demers. Și poate că nu a fost curajul acesta de a se așeza la masă, poate că suntem într-o societate în care ni se spune ce să facem și e mai comod să aștepți să ți se spună ce să facem, pentru că dacă ți se spune ce să faci, tu nu poți să spui că ai greșit. Pentru că dacă tu ai inițiative, tu poți să greșești sau nu în inițiativa ta, poți să-ți corectezi eroarea, dar dacă e mai comod așa în societatea noastră să așteptăm să ni se spună ce să facem. Oamenii și-au avut mare curaj să facă. Cine nu muncește, era o vorbă, cine nu muncește, nu greșește. Și cine nu greșește, da? Merită promovat. Da. Dar asta este o altă problemă a societății românești. Noi am eliminat, pentru că ne e frică să greșim, am eliminat și spunea eu un decalog al educației pe care vi-l recomand să-l promovați, al lui Solomon Marcus, un academician român de mare valoare și un om cu o minte excepțională la 90 de ani ai săi, în care prin decalogul educației, unul din elementele decalogului este greșeala. Greșeala este un factor esențial în educație. Copilul, noi, uitați, exemplu, noi ne protejăm copiii în ziua de azi. Lasă să nu se urce în copacul ăla, să nu îl ținem foarte, foarte strâns, să îl ținem sub... Dar noi n-am crescut așa. Noi ne-am urcat în copaci, noi am alergat pe câmpuri, ne-am urcat pe munți, ca să zic așa. Așa am fost, voi aveți munți, eu eram la Constanța, ne notam în mare. Dar n-am fost truniți, nu te duci acolo că să nu cazi, nu sui în copac să nu cazi. Așa spunem la copiii noștri în ziua de azi. Nu faci aia că să nu se întâmple lucrul ăsta. Pentru că noi din greșeală învățăm. Iar un coleg al nostru din educație spunea o chestie. Dacă avem ceva de învățat de la minoritatea romă, e faptul în care își lasă copiii, îi lasă, noi spunem că îi lasă în voia sorții. Dar nu sunt chiar așa. Ei învață, cum să zic, sunt mult mai pragmatici decât copiii pe care îi ții sub papuc, cum se zice. Noi nu avem acest, ne ferim, adică încercăm din dragostea pentru copii, sufocăm uneori cu acest exces de a nu se întâmpla cumva ceva și le facem rău. De asemenea, și aici, ca să intervin, aceeași problemă este și la profesor, să nu greșească, să nu cumva să greșească. Și poate că și aici s-a rupt această inițiativă, dar noi am încercat să creștem această inițiativă. Și uite, domnul director a invitat și oameni de afaceri și alții, este inițiativă la nivel local. Și asta ne bucură, pentru că asta crește, e vorba de presiunea de jos în sus. Ce vreau să vă întreb? Credeți că acest proiect în următorii ani sau până în următorii ani va genera un efect de domino? Păi hai să facem altfel. Facem o emisiune în care analizăm oportunitățile de finanțare pentru următoarea perioadă. Linia, îi spune, nu o să-i mai spună POSDRU, îi spune POCU, Programul Operațional Competitivitate Umană, este un program aprobat de Comisia Europeană, este unul din programele care generează venituri inclusiv la nivelul societății, pentru că prin aceste programe operaționale sunt angajați oameni și nu externalizate activități către firme. Angajarea înseamnă bani la bugetul de stat pentru asigurări, pentru pensii, pentru așa mai departe. Da? Deci aceste proiecte generează statului venituri acolo în zonele unde îi lipsesc, în zona de bugete de asigurări sociale, bugete de pensii, exact unde este problema. Oamenii trebuie informați că există aceste oportunități și trebuie învățați într-un fel că sunt oameni care pot să-i ajute să
acceadă aceste comunități, inclusiv colegii noștri din școlile, din acest proiect, care au acum experiență în ce înseamnă un proiect. Un proiect nu e o treabă simplă. Dânsii știu ce înseamnă birocrația unui proiect din spate, care și aici, dar mănâncă foarte mult timp și foarte mulți nervi. Noi suntem calmi și discutăm, dar când vin vorba de raportare, de a justifica ce s-a întâmplat, sunt multe lucruri care sunt în spate. Dar acești oameni au o experiență care trebuie folosită. Ei sunt, cum să zic, în acest moment există, oportunități există, bani vor fi. Trebuie să facem aceste punți între comunitate și oameni din educație, astfel încât să se acceseze aceste fonduri, pentru că vor fi. Este o problemă. Sunt bani pentru reintegrare, sunt bani pentru locuri de muncă, sunt bani pentru finalizarea ciclurilor școlare, sunt, aproape aș putea spune că sunt bani pentru orice. Problema este să-ți faci o strategie la nivel de comunitate sau la nivel de județ în care să știi cum să accesezi acești bani. Să știi că faci un proiect de reintegrare cu toate școlile, poate, faci proiecte în care faci calificare, știi că a trecut dintr-o parte, se duce în alta, poți deja să și consiliezi, să îndrumi oamenii. De asta componenta de consiliere și orientare este foarte importantă. Dar cea mai importantă este gândirea strategică la nivelul comunității. Iar gândirea strategică o poți face când ai echipă pe teren. Noi ne bucurăm că în acest proiect am creat o echipă. Și o echipă din câți oameni? Sunt foarte mulți. Foarte mulți. Nici nu ne-am gândit inițial că vor fi atât de mulți. Dar sunt peste 100 de oameni. Noi cred suntem... că... 15 la școală. 15 sunt numai în Făgăraș? În Făgăraș. Pe lângă, înmulțiți cu 8? Pe lângă ceilalți care lucrează împreună cu noi, înmulțit cu 8, da. Mai adunat și coordonatorii și toți ceilalți, deja este un număr destul de mare de oameni care funcționează în acest proiect și într-adevăr este o echipă, pentru că poți să discuți cu oricare. Pui mâna pe telefon și sun colegul, chiar dacă nu de la mine din școală, îl sun pe cel de la Vulcan, îl sun pe Marius, sau sun la Măierul, sau sun la Codlea, sau sun la ISJ. Și lucrurile sunt atât de normale, deci atât de bine făcute, atât de bine se poate discuta și comunica, încât e o plăcere să faci. Pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, aș dori să vă rog să ne ajutați să tragem o concluzie. Domnule Constandache. Concluzia, nu știu, mie mi-ar plăcea, de exemplu, ca oamenii care sunt implicați într-un fel sau altul în acest proiect, așa cum se așează la masă în caravane, să se așează la masă să vadă și mai departe ce facem. Să se creeze un obicei. Exact. Poate că și voi să vă implicați în acest lucru. Poate că invitația adresată telespectatorilor noștri. Ok? Propuneți idei, sugestii. Știți că există oameni cu care să puteți discuta. Aveți curaj să propuneți lucruri. Pentru a câștiga un proiect este foarte important să-l scrii, să-l depui. Altfel, am avut o experiență de genul ăsta în care toată lumea știa cum se câștigă proiecte. După ce au făcut un curs... au scris proiecte și 6 din 8 proiecte depuse au câștigat. Da, acum putem să spunem, au căzut ghilimele și oamenii știau să scrie proiecte. Dar pentru asta trebuie să ai curajul de a nu mai fi chibiț pe margine și de a te implica. Și îți trebuie curaj pentru acest lucru. Cel mai simplu e să spui, domnul profesor Negrilă n-a făcut bine lucrul ăla. Păi hai, stai și te-ai uitat și n-a făcut bine. De-aia du-te și fă-l tu în locul lui. Poți să faci acest lucru. Ai curaj de a face chestia asta. Nu e ușor, ați văzut, ați fost pe teren și ați văzut acolo. E ușor de vorbit din Brașovul în care ai centru vechi și ai aceste lucruri minunate. Dar dincolo e o altă realitate pe care trebuie să o cunoști, pentru că vorbim de un județ, nu doar de un oraș. Domnule director. Eu zic că acest proiect pe care noi l-am avut și îl continuăm este un lucru extraordinar. Nu numai pentru faptul că ne-a așezat pe toți la masă și asta eu zic că este și o realizare a dumneavoastră, a mass mediei, pentru că toți oamenii în momentul când sunt solicitați, într-un anumit moment, ei dau curs acestei solicitări. Dar și faptul că au venit și am văzut că ei sunt interesați
de ceea ce se întâmplă în comunitate. Deci toți cei care eram acolo la masă erau interesați de ceea ce se întâmplă în comunitate și toți încercau să găsească soluții. Mai mult decât atât, putem învăța nu numai din experiența noastră, ci și din experiența celorlalte școli prinse în proiect și din experiența celorlalte școli din Galați care sunt prinse în proiect, din experiența care o au casele, pentru că acolo ne întâlnim o dată pe lună, toate școlile din proiect și pe lângă faptul că comunicăm, că creăm tot felul de legături între noi, ne și împărtășim experiențele pe care noi le avem. Și nu în ultimul rând, avem o echipă de proiect care chiar ne-a învățat ceea ce trebuie să facem. Și domnii coordonatori de proiect și inspectoratul școlar, chiar am avut o colaborare extraordinară și ne-au susținut. Câteodată îți venea să trântești cu hârtiile, să zici, bă, iară hârtia asta. Dar am realizat că aceste raportări este până la urmă rodul muncii pe care noi am depus-o în cadrul acestui proiect. Și au fost cu atâta calm și cu atâta deschidere încât chiar ne mai dorim să ne mai implicăm împreună în proiecte de genul acesta. Aș dori să vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră și sper să ne mai reîntâlnim în cadrul acestor emisiuni din cadrul caravanei. Stimați telespectatori, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii. După cum ați putut vedea, și în această emisiune am încercat să aduc în fața dumneavoastră oameni care, într-adevăr, aduc un plus de valoare, dacă mi se permite să folosesc această sintagmă economică, aduc un plus de valoare pentru tot ceea ce înseamnă educație, pentru tot ceea ce înseamnă învățământ românesc. Aceasta este o fațetă care, din păcate, până în acest moment, și subliniez până în acest moment, nu prea a fost prezentată. De obicei s-au urmărit diversele, eu știu, certuri, ca să nu le spun altfel, diversele episoade negative, care, din păcate, și din nou subliniez, din păcate, au pus învățământul românesc într-o lumină mai puțin fastă. Cu toate acestea, prin intermediul acestor emisiuni, noi încercăm să schimbăm această stare de fapt. Încercăm să aducem în fața dumneavoastră, așa cum am spus și mai devreme, oameni care într-adevăr aduc un plus de valoare învățământului românesc și ale căror rezultate încep să se vadă. Încă o dată vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Stimați telespectatori, aceasta a fost ediția de astăzi. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune. La revedere! Proiectul Corelarea Învățării pentru Viață cu Integrarea Socioeducativă este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în Oameni.